Cristine, să nu te lasă tu să duci dintr-un județ în altul animale ca în... Avem vă dau șteope. Sănătate, domnul Petre. Să trăiți, domnul Cristine, bine ați venit la noi în ferma noastră. Vă mulțumesc. Domnul Petre, chestia asta ce a spus-o adineori, că să nu te lase dintr-un județ într-altul, s-o mai întâmpla vreodată în viața dumneavoastră să nu vă lase? De când știu, nu s-o mai întâmpla deloc să nu lasă lumea să meargă, să-și poată vinde animalele. Sau să-și cumpere. Să-și cumpere. Am înțeles. E foarte rău. Îți dați cu seama că ciobanul numai din astea trăiește. Ciobanul care e cioban, care să țină tarj ăsta, numai din astea trăiește, alte surse nu au. Și ei trebuie, dacă nu-și pregătesc animalele, cosă, cu laptele, nu știu ce ăsta, cu nielul iară, cât face, dacă nu-și pregătește pentru iernat, el e foarte rău. La iernat îi trebuie o grămadă de nenotresc. Acum ăsta toți, vezi că o la pământuri, una, două, le ară, le seamănă, nu poți să mai ieși cum vrei, cum a fost pe vremea lui Ceaușescu. Pe vremea lui Ceaușescu puteai să mergi cum vrei, domnul Cristinel, dar acum nu mai poți merge. Ăștia vii berbecuții? Îți berbești, eu n-am berbecut nimic, ca toți berbești de cu origine. 4 ani? Cât au ăștia? Da, ăștia acum vreau să scot să 4 ani au ăștia din spate, 4 ani au? Da. Ăștia doi? Da. Vreau să reînnoiesc și vă dau ăștia pe cam acum să mai rup unghiile. Ce să facem, domnul? Acum mai, ăsta mai... Până acum nu prea am avut și acum am luat iar un berbec cu origine și vreau să schimb iar. Să schimbați un pic aici sângele? Să schimb sângele, să schimb iar. Mă duc în 26 la Coștez, dacă mai găsesc ceva. M-aș duce în 19, dar apoi în 19, nu știu, nu zic nimic încă. În 19 septembrie zice că iar... Cum vi s-a părut la târgu de oi de la Hatec, de berbeș de fapt? Ne-a plăcut, dar nu au fost animale, ca și înainte, ca erau și anii animale, dinainte. Vineau animale din toată țara, nu numai din... Au fost câteva boxe, pe alea... Nu vedeți că nu au fost jandarmi, au fost... Poliția sanitară veterinară, nu te-o lăsa dintr-al județ săraș și sunt alții care au ținut berbești și berbecuți. Expres pentru treaba asta. Expres pentru treaba asta. Sunt care n-au ciopeu, nu pot poate unii să-și iaie berbești, nu știu care situația, dar... Vă că-i tănasol cu SCZ-ul ăsta, cu ciopeul, vă că e altfel. Să dă un pic mai mult, nu știu acum. Acela domn Cristinel a luat cu origine. Care? Ăla cu roșu. Ăla cu roșu, da. Ăștia l-au dat, să-i dau acum domn Cristinel. Mă sună să-i dau, trebuie să scot, trebuie să-mi iau alții, că așa e la noi acum, n-avem ce faci. Ajung, le montează fetele. Am înțeles. Nu-i bine. Să nu se consanguinizeze. Da. Și astea mie nu-mi trebuie mai multe ori, că nu e astea pășune. Și pășunea o da la teta rom și ăsta e. Și așa mai departe. Și încă le mai mulg o dată în zi, mulg o găleată de lapte. Ce faceți cu laptele? Da? Mai facem un pic de brânză. Am mai zis unii prieteni, i-am servit, că n-am ce face, că nici prieteni, nu. Și măcar că acum e mai scump, dar n-ai ce face. Ăsta e domnul Cristian. Aici cu Radu, amândoi. Baza în Radu, așa-i? N-am ce face, n-au vrut să vie nici la Hațec atunci. Într-o oră jumătate am fost la Hațec, deja să mărlez dintre niori. Mai sunt oi care... Radu, te salutăm! Salut, domnule! Viață bună, dorim! Mulțumesc! Îți pare că noaptea-s multe vulpi. În continuu, moletăți soamne. E, și câinii tăi ce fac? Degeaba fug la gard, ea le ies prin gard afară și nu mai se aducă. Aha! Deci știu vulpile de gardă, hai? Aoleu! Dar se bagă frumos pe sub gardă, hai? Foiu! Piste firul care-i... Sare de jos, sare piste firul de jos. Am înțeles.
Că nici ajaba, că se iau ce se iau și după aia se opresc. Hai, Radu, aici mai vorbește și tu cu domnul Cristian. Lasă că, domnul Petre, da. Ne suim în sus și mergem pe la fermă, da? Da. Bun. Ăsta cu roșu l-am luat acum. Da, zicea acum domnul Petre. Nu știu care tăte o să domn Petre, cu că... Domn Petre, la ce preț se ridică un berbec cum e cel cu roșu, cel l-ați adus? L-am luat cu origine 2000 de lei. Am înțeles. Dar se poate ridica și la mai mare sumă? Se poate ridica și la 30-40? Eu nu știu, că am înțeles că la Pui a fost, la Petroșani a fost mai scump. Nu știu, că n-am fost acolo, nu pot să zic nimica, dar în târ la Hațeg o cerut 6.000 de lei. 6.000 de lei, am zis că cu mașină, cu tot. I-am zis la om. Ăsta e să ridică, că animalele să răresc, că nu mai sunt oameni ca să poată să le mulgă. Aia tăticu, aia la tăticu. Aici cu nepotul David. Serios, David. Ce faci? Stau. Ce mașini îți plac? Pune la nea, Cristine. Ce mașini? Lamborghini. Așa? Altele? Și Bugatti. Mașina mea îți place? Mașina mea îți place? Sună fain. Hă? Îți place mașina la nea, Cristine? Te-am dus un pic pe ea. Ți-a plăcut? Zi, vorbește. I-a plăcut. Da, auzi, armăsarul lui unchiul, îți place? Lui unchiul Radu? Da. Hă? De la cine? De la el. Nu te duce, David, nu te băga. Pasă-l numai pe Radu. L-o, să-i vrată sus pe el. Nu. El ăsta că l-are prima dată când eram. Cine? Eu n-am stat. O băiat. Radu. Da, domnul Cristine. Aici frumosul tău armăsar. Un ardenez de 4 ani. Da, foarte frumos, adus din Franța. Cine dorește și montez cu el. Deci... Da, numai cine vrea să vină, am montat și ea pe acum. Perioada montelor e de final. Acum dar... s-a mai întors la oameni. Nu din armăsarul meu, tot vin aici acum cu iatele. Poți să-l duci mai sus un pic, te rog, Radu, uite. Radu, uite-te aici la mine, încolo, te rog. A, așa. Votați. Bravo! Odileu! Ota, de la bol! De la bol! Un armăsar cu minte. Radu. Da, domnul Cristian. Vorbeam acum cu domnul Petre când am venit cu mașina. Că am venit pe după fermă. Vorbeam cu domnul Petre. O zis că doriți să vă luați. O să doriți să vă luați o remorcuță. Poate din primăvară poate vă apucați și faceți un pic de treabă. Domnul Cristi. Eu dacă mă duc la montă, mă duc la om cât stă iapă. Dacă stă de 3 ori eu montez. Nu mă duc odată, am luat bani și uit să mai mă duc la probă. Am înțeles. Dar o să facem noi o prezentare de... O fost o iapă aici, domnul Cristi, și am montat-o de 8 ori atât ăsta.
Și-o mers, și-o cotat-o cu ecograful și ce stanță. De 8 ori cum adică de 8 ori în acea zi? Eu făcut injecții, domnul Cristișu. Ai, dar de 8 ori cum? 2 săptămâni fără 2 zile, tot a 2 zile. Am înțeles. Pauză, o zi-o munte. Am înțeles, scuze-mă. De aici să văd cheile turzii? Da. Acolo în spate? Da. David, ai fost acolo sus pe chei? Da. Când? Cu tati, am fost. Eu nu mi-aduc aminte. Da, am fost. Când ai fost? Așa pietre alunicoase de bară. Fermăsarul e bun aici la ea, pe că dacă nu, nu știu cum reușeam cu ele. Da, uite David, mă. Cu ce îți place ție să te joci? Cu mașinile. Cu mașinile? Care e rău tău favorit? Bugatti, că mai e mai tare decât. Nu, ele. Nu, mă refer la eroi, eroi. Care e rău tău favorit? Spider-Man. Spider-Man? Da. De Hulk îți place? Ce putere are Hulk? Tare. Ce face? Ce face el așa? Ce acțiuni face? Nu multe acțiuni. Spune-le, domnul Cristine, stai și vorbești cu domnul Cristine. Se enervează Hulk așa câteodată? Când se enervează, cum face? Hă? Se duce așa în spate. Și sare în sus? Când dă cu pumnul în pământ, ce se întâmplă? Sparge pământul. Sparge pământul? Ai văzut tu? Yeah. Unde? În filme. Hă? În filme. Am înțeles. Și Bugatti zici că îți place cel mai mult? Da, da, cea 1310. Nu-ți place? Nu. De ce, mă? Nu. Aia îmi place mie. Mie nu. De ce? Hă? Îmi place orice mașină, dar nu-mi place. Da, Dacia nu-ți place? Nu. O zis bunicul că când o să crești mare o să-ți cumperi o Dacia. E adevărat, bunicule, că o să iei o Dacia. Să veață, domnul Cristine. Banu, că Ferrari. Ferrari vrei să-ți ia bunicul, mă? Să joacă fotbal, să duc... Și motoretă. Motocicletă? Da. De care? Yamaha? Ha? Din aia scurtă, nu de... Nu ceapăr de la cum au rockerii. De aia cu ghidoanele lungi alea, nu-ți plac? De ce? Ha? Cred că s-a schimbat. Radu, armăsarul arată foarte, foarte bine. E un armăsar bine ținut. Nu-l ții gras? Deci îmi place chestia asta. Blând, păi nu-l... Nu-l pompez dacă nu montez un ce e pe cel, că... După aia dacă se face burtos, ce zic? Că e apă? O să-l duci un pic încolo în sus, așa, dacă te rog. Încolo, că te tufa aia. Haide. Așa. Bă, David, bun, îți plac mașinile, dacă ai? Da, câinii îți plac? Care e cel mai frumos câine care le-ai văzut vreodată? Ăia de lup. Îți plac câinii lup? Așa ține, lasă, nu-l mișca. Foarte frumoasă prezentare. Asta e domnul Cristian. Radu, vă felicit. Radu, vă felicit, fiindcă ați făcut eforturi foarte, foarte mari ca să vă puteți lua caii ăștia. Ați muncit foarte mult și muncit încă. Și... Ana, nu la toată lumea le place. Nu, asta ne place. Marfa la cine îi place. E bine, la cine nu. Eu vă apreciez foarte mult. Eu știu ce înseamnă. Eu știu ce înseamnă sacrificiu. Și văd că vă sacrificat foarte mult în a avea animale frumoase, și oi, și cai, și porci, și tot ce trebuie pe lângă o gospodărie. Domnul Cristi, dacă nu le dai, nu faci nimic. Poți să te zic oricare... Mâncare vreți să ziceți așa? Mâncarea. Îi masa, cum zice, masă, casă. Dacă îți place e animal, care nu-i place e animal, să nu se... Masă, casă, masă, casă, rasă? Da. Elea îs primul rând la... animale. Bă, David, ce ai așa burtă mare, măi, omule, mă? Tu ieși grăsimea în afară, mă, băiete, mă. Și eu le doresc la toată lumea, la toți prietenii mei, începând de la familia lui Feri Spartanu, familia lui Mihai Culceru, la domnul Bexa, la domnul
Daniel, la domnul ăsta, domnul Costel. La toată echipa. La iubitorii de cai. Iubitorii de cai și la domnul Mircea, care din partea noastră, care mă cunosc. Care Mircea? Mircea Rusu de la Cluj. Așa, așa. Și eu pe alții așa nu pot să-i uiduiez, nu am de ce să-i uiduiez, eu pe ăștia îi respect, în primul rând, au dragoste de animale și știu că vreau să-și ții animale. Sunt care numai să laudă și profit nu văd nimic. Nu, eu nu mă laud, eu l-am luat tărmăsarul pentru noi experiență, să am iepele, să nu mă duc nicări când umblă, să-i dau drumul la hărmăsar, să o montez. Îmi place că acum am un colaborator, acel frumos, el e pe Breton, domn Mihai. Îmi place foarte mult că ne putem mai înțelege, mai un alt, mai vorbim. No, acum nu suntem în străinătate să nu vorbești, să pui leocoplaz la gură. Radu, poți să-l mai învârți un pic și putem să mergem la iepe, așa-i? Și iar îl văd iubitor de cai pe domnul Bec, sau, no, și pe Mihai îl văd, și pe Nea Costel, pe ăștia, pe toți. No. Bun, Radu. Mulțumesc mult deocamdată. Ei, de la montat atâta să te vă lași acum nu. Stai așa, băiete, că vorbim imediat și cu tine. Mulțumim, Radu. Mergem la ea pe domnul Cristi. Domnul Petre, da, domnul. Cum vă înțelegeți cu nepoțelul dumneavoastră? Da, păi nu, e la noi, n-avem ce face, domnul Cristinel, trebuie să-l grijim. Ia să te vedem. Trebuie să-l grijim, acum a început de astăzi grădinița, trebuie să-l ducem la grădiniță la Câmpia Turze. Place la grădiniță? Și-i place. Și acum nu pot să-l las. Vreau să mâncare de acasă, sandwich. Păi foarte bine, că doar îți facem mămica... A început grădinița. Îți facem mămica un sandwich de ăla de putem mânca 7 din el. Că nu se gata. Trebuie să-l ducem, n-avem ce face, că poți să-l lași acasă să nu învețe, să-l ții fără școală. Nu, poți, domnul Cristian, du-s acolo. Bă, hai să-l stai jos, nu îi dai jos. Stai în loc, nu le ghezi face, David, că după aia mere. No, să te văd cum stai în picioare pe baloc, că nu, curios dacă... Azi am făcut baloții, domnul Cristian. Ăștia? Da. Mai am încă de casă, că... Am zis că nu fac într-un sat aici vecini. Ia, domn Petre, uitați-vă. Uitați-vă. Ia, mai arată o dată să văd, ca propriu, hai să văd. Uite, ei, bravo! Domn Cristinel. Poftim? Forță în aur. Așa, așa. Nu, n-avem ce face, domn Cristinel. E cu noi aici, mai dimineața, când e fata. Nu de acolo, că ești prea sus. Pune-te jos și de pe fierul ăla sare. Hai, nu de acolo, numai de acolo. De acolo? Hai pe acolo. Nu, de acolo că să nu-ți rup română. La lucru dimineața mea la orele 15 trebuie să fie la... Nu ai! La magazin. Că îi aduce pita și n-are cine să ia în primire. Nu ai, David, hai că mergem la iepe. Nu ai să te văd, băiete. De aici, hai! Nu ai, arată la domnul Cristian. De aici pot să rimă, băiete, că nu-i sus. No. Bravo! Hai aici! De acolo să nu te mai arunci. Hai să te văd. Bate palma. Bate palma cu domnul. Bravo. Ai făcut gimnastică, mă băiete? Ce să faci, mă? Ia uitați-vă, domnule. Da. Unde ai făcut gimnastică, mă băiete? N-am făcut nicăieri, dar știu. Unde ai învățat așa ceva? Întrebați-l. Nu mă bine. Am învățat. Da, bă. Hai să te văd aici. Pune-ți-l lângă bunicul un pic. Acolo. Bă. Care e fotbalistul tău preferat? Ronaldo, îl bate pe Messi. Și echipa? A Ronaldo. Ce echipă are Ronaldo? Din ce țară e Ronaldo? Nu știu, dar... Deci Ronaldo e preferatul tău, da? Cine alergă cel mai tare pe teren? El? Ha? El ce îi? Apărător? Ce îi? Câteodată e pe teren și apărător. Nu e înaintat? Nu. Și înaintat câteodată îi. Am înțeles. Și când o să fie următorul meci cu Ronaldo? Să înceapă el. Când? E ceva, ligă? Cu pandemie nu se bagă atât de mulți fotbaliști. E, să joacă numai câte doi fotbaliști, unul
numai portare joacă, pe pandemie? Dă, pasează unul de la altul sau cum? Nu, că joacă mai puțin, vreo 10 sau... E, și lasă în tribune pe oameni. Îi faultează câteodată. E, dar îi lasă cu spectatori la fotbal, pe pandemie. E, dar nu așa mulți. Mai puțini? E. Și lasă să stea unul lângă altul? Nu. Ce face? Păi se pune pe alte scaune. E, și lasă scaune între ei sau cum? Cât e lasă libere între ei? Două sau trei. Și apoi au voie să strige ura și gol și alea. Ha? Are. Am înțeles. Câți ani ai acum, David? 5. Mulți înainte. Cât? În noiembrie fac 6 ani. Ce-ți place când face mămica? Ce-ți place să mănânci? Pizza mai mult. E, dar cartofii prăjiți îți plac? Mult sau puțin? Puțin. Pizza îmi place numai și înghețata mai mult decât pizza. De aici ești așa gras? Ia ridică-ți cu să vedem. Umflă burta să văd. Umflă burtica așa. Mă, ce burtică ai! Mergem să vedem mepele, David. Ha? Ce stau mânji la mine ăia doi? Nu cred că stau mânji la tine, nu cred. Nu crezi? Nu. De-abia aștept să văd. Dar mă bag cu moșul să vedem. Ne băgăm cu moșul să vedem, bine? Cum vine după mine, Ursachi și ălălăl. Hai că o luăm pe aici. Bine. Dacă astea tale își fac joc, apoi nu știu alții ce fac, nu? Uitați acolo, mânz, ardenez. N-are nimica că e pe fază aici, pe fază, băieții. Radu. Da, domnul Cristian. Aici o iapă foarte frumoasă. Tot ardeneză. Așa, tot pot putem zice că ar fi pereche cu armăsarul. Dacă... Cu el e gestant acum. Nicu zâmbește. Zâmbește? E. I-ai văzut dințișorii? Nu, că mă, dar... Ce zici, băiete? Are aici la picior ceva. Poate că s-a pus musca. Nu, că e ceva mare. Ha? E ceva mare. Poate că e un scaite de ăla cum o fă pe câine de... Nu. Te-am pus să pui mâna pe el și nu ai vrut să pui mâna pe el. Că e ca... Nu, că e ca... E ca un lemn. E, ca un lemn? Asta e de la picioare. E, aia e unghie, mă, băieții. Unghie? E. Ai pus mâna pe prietena ta, să văd. Zâmbește-mi aici. Ia bagă-i mâna să vezi din cișor, ia vezi. Ridică un pic buza sus. Trage de buze. Trage-mă de buze, mă. Ridică sus de buze, mă. Se bagă că... Stai așa că acum... Ne, ridică de buze, prinde de buze. Nu l-am lăsat să nu se bagă, că mai bine să fie curajos decât să fie... Așa, așa. Radu, ridică-te un pic să vadă dinții. Stai-ți aici ce dinți mare are. Ai văzut? Are dinții ca și lupul. Uită-te bine. Yeah. Are dinții ca și lupul. Ia. Yeah. Nu, bun. Mai mare. Mai mari dinții ca ai lupului. Yeah. Nu, că cal. Oh. No, rămâi aici un pic lângă bunicul, că acum duce și o duce încolo, bine? Ferne. Ferne. Ne. La tata. Hai. David, hai lângă bunicul un pic, că aici, de aici vedem că l-a duce înapoi, bine? Nu hai. David. Nu, că de-aia să nu facă joc, cum va domnul Cristina și de-aia. N-are ce joc să-și facă. Oprește-o, așa. David, Radu. Aici e apa ta de câți ani? 4? De 4 ani. Da. 4. Foarte frumoasă. Cu mânzuțul. Ce nume ai pus ei? Era, așa în pașaport era. Și la mânzuț ce nume ei? Mânzuțul încă nu i-am pus. Zâmbește, nimeni, vezi că zâmbește. Bă, David, ce nume ai pui tu la mânzuț tău? Să văd. Nu știu. Hai aici să ne gândim noi doi. Are o lună și două săptămâni, mânzuțul. David, hai să ne gândim noi doi la un nume. Hai aici aproape de mine. Uite aici ne pune-te, aici ne pune-te. Aici ne. No, mai încoace, să te văd aici. Aici, întoarce-te la mine. Bă, David, mai încoace, pune-te. Așa. Ce nume să punem noi la mânzuță? Ia zic. Nu știu. Să zic eu un nume.
Hulk? Nu. No. Nu-i se potrivește Hulk? Ha? E, da. Nu ți-ar place să se facă așa ca Hulk, puternic? Să aibă un spațiu de ăla așa mare? Ha? Mm. Nu zi? Nu. Nu zi tu atunci un nume. Firicel? Nu. E, yeah, Firicel. Rămâne Firicel, mă? Yeah. Ha? Yeah. Ia du-te și zi lui Radu. Cum să vrei să-i zici? Ia. Yeah. Firicel să-i zice. No. Rămâne așa sau nu rămâne așa? Rămâne așa. No. Ia zi la Radu să strige. O, Firicel. O, Firicel. Nu stă Firicel. A, nu vine așa, știi? Vine așa când le dau, domnul Cristian, că eu le dau, nu îi las. Le dau câte un pic de făină, o văs, adică. Le dau o văs. Păi asta n-am băgat un gard, dar să mai duce noaptea în gard. S-o zâmbi iară? Ia zi la Radu să ridice, să-i vezi dinții. Ridică. Ridică că ți arată acum, ridică. Ridică să-i vadă dinții. Păi, David, pasta mică, dă-te-o în brațe vreodată. Cățelușa. Ia-o să văd cum o iei. Adu aici să văd, aici în față la cal. Cu totul, adu aici. Bravo! Bravo! O iubești pe ea? Da. Super. E o iapă blândă, domnul Cristian. Se vede pe ea că e o iapă blândă frumoasă. Mânzuțul zici că are, mânzuțul Firicel are o lună și jumate. Nu. Da, o lună jumate. O lună jumate. 30 face, da, o lună. Tatălui? Tatălui e în Franța. Franța. În Franța? Mă gândesc că tot din rasa asta? Tot da. Ardenez, da, da. Și acum ai montat iapa cu hărmăsarul. Ce... Îmi place să montăm. Da, ce v-ați gândit referitor la mânzuț? Mânzuții avem de vânzare. Deci mânzuțul vă va fi de dat, da? Da. Super. Dar ăsta nu ia pe tinere, domnul Cristinel. Cum ziceți? Ia pe foarte tinere, apoi nu. E pe frumoase. E mânzuțe că nu. E pe frumoase de viitor. Ia pe frumos, hărmăsar avem tă frumos, tă tânăr. Ia pe adusă de el, spartanul. Da. Adusă în România, domnul. Dar toate sunt toate, aproape toate apele, în afară de două. Una românească și una e contua. Restul de Eli Spartanul cu armăsarul. Am înțeles. Mergem să vedem și celelalte epe. Da, domnul Cristian. Păi iau, păi iau priponiți aici, mai, în afară? Nu, e. A, o las singură pe aici? O lăsăm singură, domnul Cristinel, că... O fost sătată, știi, mai târziu și am să nu lovească cumva... Mânzul. A, nu, că se duce. Se duce acolo, dar noi am scos, nu am lăsat-o. De să numai să pot băga, să-l bag pe domnul Cristinel înăuntru. Hai, hai, David, hai la moșul, David, hai. Bă, David, că scoate puiul, cred că aia nu-i. Cum s-a simțit? Hai, nu vine la tine. Hai, de în coloană, de. Că le-am luat căpestre, domnul Cristinel, că... Să stea frumos, naturală, stai? Să fie așa, că transpiră. Hai, cred că la noi vine aia cu tot. De. De. Am văzut că aveți un mânz de contul aici? Hai, dincolo. 4 luni au avut în data de azi. Hai, Ursache, hai la tata. Care e mama aia, lui ăsta? Ia? Da. Hai, Ursache. Da, hai. 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 Hai.
Ce nu mi-a spus la ăsta de control? Londul. Uite aici mânzul Londul. Mașu! Vrei să pornești un pic mașina să dau geamul jos? Chiar, hai la tata! Zice, nu vine domn Cristina că poate să calci sau geasul. Băga printre ei, dar acum nu l-am mai lăsat să mai bage. Nu, asta e bine așa că aici sunt mai mulți ca aici. Hai la tata! Hai să chiai! Dar unde e mursachii? Mânjită-ți de vânzare, domnul Cristinel. Numai mânzuță aveți sau și mânzuțe? Îți dau o mânzuță și doi hărmăsari. Hai să chiai! Acolo lasă-l, ăla, lasă-l așa. Mursachii, hai la tata! Mărza îndernez de 6 ani, e 6 luni și de 6 ani. Fii atent! Mursachii! Radu, hai să-l vedem pe ăsta, că e aici pe felie. Ai dintre apă contul, am mânzuța. Eu am mânzuța. 5 luni acum pe 10. Hai la tata, ai Rusachi, ai! El din armăsarul, mânzuțul. Hai tu! A făcut 4 luni pe data de 8. Da. Din calea lui... Hai la tata, Rusachi, ai! De la Turda. Bă! Nu vine Rusachi! Rusachi face 7 luni pe 22. Septembrie. Ursache, aia la tata, Nicu vin la mine. Haide. Hai, Ursache. Care e Ursache? Care e Ursache? Ursache e ăsta, Ania, ce e drag lui. Și blând. Foto. Hai la tata, Ursache, ai. Anca e o mânză ardeneză de 3 ani. Care? Asta din fața mea? Anca, gestantă de 5 luni. Trage un col un pic dacă poți. 5 luni și o săptămână. Foto. Cam micuță, aia. Hai la tata, ai Ursachi! Ursachi! Ursachi, aici! Hai la tata! Dă-i, mă, să vină Ursachi! Stai să zică la ureche. Ia, zice-o la ureche că vine la băiat. Hai, Ursachi, du-te. Nu, pune zi la ureche. Stai că acum îi zice Radu ceva la ureche. Ia, hai Radu, zice-o acum la ureche. Ia. Trage-mi. Dar nu, apropie-te cu gura să-i zici, că dacă nu n-aude. Nu. Hai, hai, tata, ai Ursachi, ai. Un mânz blând, domnul Cristi, ce mai, iasă marfă. Hai, Ursachi, ai. E original de ardenez. Hai, tata, ai Ursachi. E frică de tine. Da. Hai, tata, ai Ursachi, ai. Hai, Ursachi. Ce să mai bage de vină la o mânză de tine? Zui să vină un sachi! Asta 3 ani are? 3 ani. Hai la tata încă ai. S-o fă curățată recent la picioare? Tot e curățată. Asta am văzut să face 4 luni, acum pe data de 17 ardeneze. Da. Ăștia doi sunt ardeneze original. Și mamă și tate. Mânză mânză. S-o făta la tine tata, stai? Îți fătați la mine. Ursachi. Ursachi. Și el? Mânzuța asta. I-ai mânzuță? Da. Ce nume e? Ursachi. Nu i-am pus. Putem să punem acum? Zui să vină Ursachi. Și mânzuțul de la Hera, Firicel, ei s-ardenești. Monta, ea pe le s-a dusă din Franța și montat ea cu ardenești. Ai, Ursachi. Cu cale mulțumim la el, îi spartam. Mă, zui să vină Ursachi. Taci, mă. Mulțumim pentru marfa ce ne-o dat-o. Nu ca alții. No, ai apucat să pui mâna pe el? Nu! No. Că n-ajung mult. No. Mi-o dat marfa, că eu cred că le place la tătă țară, nu la unul și la altul. Mano, hai tu! Ideea zice că nu-s frumos. Tu. Foarte frumos. Tu. La ăștia poți să mă bag, că ăștia nici blând. Sunt caile batoarele. Oricum o să fac o mânz puternică asta. Care-i dorește domnul Cristin, în orice caz, care vrea să apuce la marfă. Și nu-i plăchită, dacă nu-i plăchită, atunci degeaba ținem, mai ținem cai. Noi am plăchit, ne-o plăcută, pe care nu le place să bage de vină, că sunt care bagă mult. Nu pune mâna, mă, copile. Pune mâna pe mânză acum. Eu v-am zis că dacă n-aveam mărmăsarea pe ale mele, erau... Păi, tata, o! Zâmbește la gură. S-o zâmbit? S-o arătat din cișorii. S-o arătat din cișorii. La gură, așa. S-o arătat din cișorii. Nu, așa zâmbește. Hai să rugăm pe unchiul să ne arate din cișorii. Stai că acum ne arată din cișorii. Ui, ce din cișori mici și frumoșare.
Astăzi, ai văzut? Asta e mânuța ardeneză. Mhm. Ce se vin domn Cristi, că știu că n-a un motorul că primeze. Ancăne. Dar nu viu cu mașina din coș, dar viu până la pod de acolo, la pod când viu. Ia la aud mașina și vin. Hai la tata Dan. Vin la gard. Hai tata. Po Dan. Ce faci? De ce nu ți-ai luat? De ce nu ți-ai luat copilul apă? Încă nu te frecă. Onduțu, dacă te bagi la el în spate, îți dă un picior. Băi, nu te bagi la niciunul în spate. Hai, el încă nu-i învăța, mă, ce dau, ei să joacă, ei-s prostuți, sunt copii ca și tine. E treaba joc. Hai la. Fă blonă. Fii cum. Ia să marfă și blonă. Ce blonză. Toți la cine apucă pe mână bună și grijește. Și le place. Am dat un mânzi la blonda aia, domnul Cristi. Când? De... mai de mult. Și? Și la... Măgura Răcătău sau... La Măgura Răcătău? Măgura Răcătău. L-o castrat după un an de zile, că nu a mai putut hărmăsarul fost. No, mai avem o mânză fost dată în ăsta, restul, nu. No. Dată în Teiuș, partea aia, uște. No. Ia-i mama la mânzuța ardeneză. Cum o cheam pe mama? Armonia, nu știu, cam așa ceva. Cum? Armonie. Armonia? Da. Și pe asta altă ce paște în fața ei? Lângă ea? Ai Volga, ai apa conton. Așa. Blândă mânzuță, ce? No, îmi place Radule de tine, bravo Radu, Radule. Asta e... Ce să mai facem la de-astea, că de-aia îmi place, e o rasă blândă. V-a venit, venit cineva la voi? Yeah. Pentru? Berbej. Hai pentru berbej? Ai văzut să spui ce-o, Radu? Ia nu mă, încă acum pe data de 17 face 4. Nu? Mă, mânzuța din apa contoare, 5 luni, și Ursache face 7, în 20. Ursache, ți-a fi de dat acum, dacă ar fi, nu? Cine e doritor, îi poate lua și acum și pune grijă pe ei. Că au 4 luni, mâncă, mâncă și un pic de obrou. Hai, tata. Hai, la. Asta e mânzuța din apa contoare. Mutată. O, tu, o, tata. Oh, dar nu o să facem nimic. Stai mărișoară, 5 luni și 5 zile. Am băgat în porbagaj. Fii cu minte frumoasă. Fii cu minte bilău. Fii cu minte blondule. Fii cu minte. O, fetiță,
A, ce te spare acum? Plin. Sus, sus. Sus, sus. Ți-a luat suculețul, copile? Ia. Pepsi. Să văd. Bade uchi, acum, zic acum, Cristina nu filmează. Ce trebuie, ce te dori? Hai, da, ha. Zi așa. Stai acolo pe partea, stai pe partea aia. De cureaua aia de acolo în tot. Hai, da, ha. De la ce? De la oia pe cea. De la presiune? De la oi. E, s-a făcut presiune? Da. Nu-i pur cei, cum s-au dus acolo la cai. Unde, mă? Acolo la cai, nu. E-s mult? 3. Fain? E. Yeah. Aveam și o cățau albă, într-o s-a venit aici să mânce oile. Zau de câine după e. Ăla de acolo. Stai că te arată rădul. Unul care nu... A 8 ani. Ce? Hei, hei! Hei, vai! Hei, vai! Să se adună repede oile aici. Nu mai au domnul Cristian atâta acum, gata. Nu, dar zic, ce faci? Că, cum le desfaci? Le dă drumul mutat. Vine el imediat? Da, da. Păi acum le lăsam așa, dar dacă a fost om străin, nu vine. Am înțeles. Acum. Am înțeles. Avem și noi, domnul Cristinel, ultima speranță la voi, să vedem dacă mai avem ceva pe anul ăsta recoltă. Hei, 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 vai, berbei, hei, vai, hai, hei, hei. Domnul Cristinel, hei, 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 hei. Tu se recolta, dar unde se ducă ei? Hei la ușă, ei! David, da. Îți place să clănțănești sămânță? Hă? Să văd. Ia. Ia să te văd. Dă-mă, Boboge, sămânță aici. Ce culoare are sămânța asta? Neagră. Ce gust are? Bun. E bun? Care sămânță îți place mai mult, cu sare sau fără sare? Fără sare. De ce îți place fără sare? Că e mai bună. Hă? Că e mai bună. E mai bună? Când te vei lăsa de semințe? Când o să te lași de ele? Niciodată, nu. De ce, mă? Nu știu, că nu prea sunt. Ce îți place mai bine, unghiață? O ciocolată sau sămânță? Ciocolată. De care? Cu alune sau fără alune?
Fără alunie. Din aia cu Milka. La bunicul când desfaci ciocolata, îi dai și lui bunicul un cup de ciocolată. Nu am voie să mâncam diabet, nu știu, copii. E, dar este ciocolata de aia fără zahăr. Da, păi nu. Așa, câte o bucățică mai iau. Nu am ce face. Asta e ultimul lapte, domn Cristine. Ultimul lapte, cam câți litri? Cam 10 litri? 15. Da. Apoi... Până la gară, m-a dus cu mașina ta. Până la gară? Nu, până la gară, de aici. Dacă n-am crezut că vrei să mergi la gară, unde vrei să mergi? Cu trenul? Bunicule, lași pe băiatul ăsta să meargă cu trenul undeva? Dacă vrea să meargă, învață și el cu trenul. Unde vrei să mergi, copile, tu cu trenul? Ia zi. Nicăriere. Na, băi, atunci rămâi aici la stână, mă, băiete. Vreau să vin cu tine până la gard aici. O zis astăzi mașina. Că eu... Dacă ești cu mintea. Nu nicări niciodată cu trenul. S-a văzut că mi-are la școală acolo, chiar lângă mea, unde e fabrica lui Mihai. Mhm. Trebuie să duc buchet de flori la doamna. Da. Trebuie să duc buchet de flori la doamna. Ce zice Radu? Mi-ajunge acum 5 luni jumate de când am tras de țâțâie. Mm-hmm. Da, gata, de aici nu mai mult. Când îi duci flori la doamna învățătoare? Când îi duci flori? În seara asta i-am dus. Câte? Una. O singură floare la doamna învățătoare. Mai mare aia. Cât e mai mare ca tine? Nu. Cam cât? Arată-mi cu mâna. Când au fost deschidere la domnul. Până aici ne-am, cred că. Hă? Cred că până acolo. Stare sperioasă, când văd om, rup strungul. Când văd om, chiar. Și când mă văd pe mine. Ești pitin că ești copil mic și se spate. Tu ești străin, mă, băiete? Cum ești străin, mă? Eu nici nu te cunosc. Cum te cheamă? Da, Virațiu Adrian. No, deja de azi nu mai e străin, gata. De două ori ai zis. De două ori am zis odată? Mm? Yeah. Copile, hai un pic aici. Ce? Ce vezi aici? Cal. A cui e calul ăla? Al lui Răducu. Cum o cheamă pe ea pe aia? Mai ții minte? Volga. Așa da? Bravo! Ce hoți! De ce? E bandit! Ăsta mic? Dar care ți-l mai drag? Ce? Care cal ți-l mai drag? Hera și Ursachi. Da, mâncarele de-a ta să-ți la cai? Nimic, o intra câinele ăla. E odată. Vrea să vină cai la tine. Vin! Nu. Stai! Hai, dar asta nu mă place nimeni.